Dezamăgire, frustrare, decizie ciudată. Acestea au fost cuvintele folosite de reprezentanții Uniunii Social-Liberale în privința deciziei Curții Constituționale la doar câteva minute de la aflarea veștii. Sigur, bunul simț democratic ne învață să nu comentăm deciziile justiției, însă nu pot să nu-mi exprim dezamăgirea și frustrarea faptului că 8 milioane și jumătate de români care și-au exprimat votul au fost anulați printr-o decizie cel puțin ciudată, să-i spună, Curții Constituționale, iar oameni care au stat acasă, morții de pe liste, interziși și de lege, cei plecați definitiv în străinătate, au decis soarta unei țări în care nu mai trăiesc, nu mai locuiesc sau de care nu mai sunt legați într-un mod direct. Eu nu mă așteptam la o asemenea decizie. De altfel, eram destul de optimist printre colegii mei, fiindcă mi se pare o decizie cel puțin ciudat, ca să nu-i spun nedreaptă. Sunt extrem de dezamăgit de această decizie. Este o decizie care consimțește încă o dată, să spun, succesul României birocratice, așa cum am spus de atâtea ori, față de România reală. Este o decizie care practic nu ține cont de realitatea din România, nu ține cont de faptul că au ieșit 8 milioane jumătate de români la vot, ține cont de niște liste electorale. Eu cred că toate deciziile instanțelor de judecată, fie că sunt instanțe la nivel local, la nivel județean, nu mai vorbim de hotărârea Curții Constituționale, cred că toate deciziile astea sunt corecte. Decizia Curții Constituționale de invalidare a referendumului va fi trimisă Parlamentului pentru a se lua act de aceasta.